Cea mai mare problemă pe care noi o avem cu privire la Dumnezeu de când am venit în lume este faptul că suntem morți față de El. Relația noastră cu El este inexistentă. Tocmai de aceea, cel mai important lucru pe care l-a putut face a fost să restaureze relația noastră cu El. Cel mai important lucru a fost să ne spună că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, cu toată mintea și cu toată puterea noastră. Dar a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi pentru ceea ce este El cu adevărat. Pentru a-L iubi pe Dumnezeu este nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este. El nu ar fi onorat de o iubire nefondată. Dacă nu știm nimic despre Dumnezeu, nu există nimic în mințile noastre care să ne trezească dragostea. Poate fi o anume atracție vagă sau un sentiment de recunoștință, nu știu, abstract, dar dacă acestea nu se nasc din cunoașterea lui Dumnezeu, ce simțim nu este dragostea pentru Dumnezeu. De aceea, Iisus a venit în lume ca să-L facă cunoscut pe Dumnezeu, pentru ca El să fie iubit cu adevărat. Domnul Iisus spunea ucenicilor, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Iisus este singurul care ne-l descoperă în mod profund pe Dumnezeu, încât a-L accepta pe Iisus devine testul iubirii față de Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Dacă nu vrem să-L avem pe Iisus, nu-L vrem pe Dumnezeu. Iisus este singurul care îl reflectă pe deplin pe Dumnezeu, încât a-L nega pe El înseamnă a-L nega pe Dumnezeu. Noi nu-L putem iubi pe Dumnezeu în afara revelației lui Iisus, prin cuvânt, care ne schimbă inima ca să-L vedem pe Dumnezeu irezistibil de frumos. Deci am folosit expresia irezistibil de frumos. Două lucruri am în minte. Unul este că a-L iubi pe Dumnezeu nu este o simplă decizie pe care o faci. Nu poți decide pur și simplu să iubești muzica clasică sau muzica populară, cu atât mai puțin pe Dumnezeu. Muzica trebuie să devină atrăgătoare. Dacă nu-ți place, este necesar ca ceva din lăuntrul tău să se schimbe. Schimbarea aceea face posibil ca mintea să experimenteze muzica ca un sentiment atractiv. La fel se întâmplă și cu Dumnezeu. Nu decizi pur și simplu să-L iubești. Ceva se schimbă în interiorul tău și ca rezultat, El devine irezistibil de atractiv. Celălalt lucru pe care vreau să-l pun în evidență prin expresia irezistibil de frumos este faptul că dragostea pentru Dumnezeu nu este în primul rând un comportament, ci un simțământ. Nu fapte, ci plăcere. Doar când începi să-L dorești mai presus de orice, să vrei să-L cunoști mai mult ca orice, atunci apare și comportamentul adecvat. Până atunci este doar o forțare, iar în cel mai rău caz, lingușire. Când citim porunca dată de Iisus, vedem că a-L iubi pe Dumnezeu nu este același lucru cu a-ți iubi aproapele. Nu o poți defini așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea pentru Dumnezeu este prima. Iubirea pentru aproapele este a doua. Cea din tâi este principală. A doua este secundară și depinde de iubirea pentru Dumnezeu, depinde de prima. Dar ele nu sunt separate, pentru că adevărata dragoste pentru Dumnezeu va duce și la dragostea pentru oameni. Dar sunt diferite. Așadar, nu confunda dragostea ta față de oameni, deschiderea ta față de ei, de a le face binele, cu iubirea de Dumnezeu. Mai apoi, Domnul Iisus a certat fariseii spunându-le, fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi, după cum este scris. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățători care nu sunt decât niște porunci omenești. Adică Iisus ne spune că nici măcar acțiunile religioase direcționate înspre El nu sunt esența iubirii. Nu din aceasta izvorăște dragostea. Comportamentul religios va fi plăcut lui Dumnezeu doar atunci când curge dintr-o inimă care îl admiră și își găsește plăcerea în el. Iar în al treilea rând, Iisus a spus,
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Dar nu pot sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Opusul iubirii față de Dumnezeu este ura și nesocotirea. A urâ pe cineva nu e un sentiment ușor. Are o încărcătură emoțională puternică. La fel și iubirea față de Dumnezeu este un simțământ puternic. Nu doar un act exterior sau un sentiment trecător. Ai putea spune, vezi, a sluji pe Dumnezeu înseamnă a iubi pe Dumnezeu. Dar nu asta spune textul, ci textul ne spune că motivul pentru care nu pot sluji la doi stăpâni este că în spatele slujirii sunt două pasiuni opuse, ură versus dragoste. Iisus nu pune egal între iubirea și slujirea lui Dumnezeu, ci spune că slujirea se naște din iubire. Și în al patrulea rând, când fariseii nu aveau dragoste pentru Dumnezeu, pentru Iisus, i-au spus, Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Și Iisus a răspuns într-un mod care ne luminează inima și natura iubirii față de Dumnezeu. El a spus, un neam vitlean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. De ce îi numește neam prea curvar atunci când cere un semn? Pentru că Dumnezeu era soțul lui Israel. Deci ar trebui ca o soție să ceară un semn. Iisus ne arată că cererea unui semn nu vine dintr-o ignoranță inocentă, ci dintr-o inimă curvară. Israel nu își iubea soțul. Când Iisus ne poruncește să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, sufletul, mintea și puterea, El vrea să spună că fiecare facultate și fiecare capacitate a ființei noastre ar trebui să exprime plinătatea simțămintelor noastre pentru Dumnezeu. Acestea patru sunt doar o descriere a întregii noastre ființe. Scopul nu este prezentarea unei secțiuni a omului ca să spui că este format din patru domenii. De aia este că orice facultate și capacitate pe care o avem ar trebui să arate în orice moment realitatea că Dumnezeu este comoara noastră supremă. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-L prețui pe Dumnezeu. În lumina acestei porunci, orice prețuire a oricărui lucru trebuie să fie o prețuire a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pot exista alte lucruri bune pe care să le prețuim pe drept, dar nu le prețuim în locul lui Dumnezeu și le prețuim datorită lui Dumnezeu. Această modalitate de a avea... Această modalitate de a vedea dragostea față de Dumnezeu este confirmată de modul în care este înfățișată dragostea pentru Dumnezeu în psalmi. Iisus s-a văzut pe sine însuși ca fiind țelul, focalizarea și împlinirea scripturilor Vechiului Testament, inclusiv a psalmilor. De exemplu, în psalm citim că dragostea pentru Dumnezeu este exclusivă. Pe cine altul am eu în cer în afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine, spunem psalmul 73. Sau psalmul 16, eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Ce înseamnă acest exclusivism? Găsim un indiciu în psalmul 43, în versetul 4, unde psalmistul spune, atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea. Această expresie ultimă, veselia bucuriei mele, arată că El este bucuria tuturor bucuriilor noastre. În întreaga mea bucurie, în orice, există o bucurie centrală în Dumnezeu. Orice bucurie care nu l are pe Dumnezeu în centru, este o bucurie superficială. Ce asta l-a făcut pe Augustin să se roage, te iubește prea puțin cel care iubește alt lucru împreună cu tine, care nu te iubește pentru ceea ce ești. De aceea, porunca lui Iisus de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, mintea și puterea înseamnă că orice impuls și orice alt act al fiecarei capacități a noastre trebuie să fie o expresie a faptul că îl prețuim pe Dumnezeu mai presus de orice alt lucru. Iisus a avertizat că această poruncă va fi în mare parte uitată în zilele de pe urmă, din pricina înmulțirii fără de legii. Dragostea celor mai mulți se va răci. Fii atent că dragostea ta pentru Dumnezeu să nu se răcească. Amintește-ți că îl iubești doar în măsura în care îl cunoști. Amintește-ți că doar Iisus îl poate face cunoscut pe Dumnezeu. De aceea, privește constant la Iisus și roagă-L să ți-L descopere pe Tatăl. Acesta este adevărul pur și simplu.